găsit, dragii mei, la o nouă ediție astăzi de Lifestyle, un nou început de săptămână, iată, și 1 noiembrie, marcăm, da, această ultimă lună a toamnei și cea mai frumoasă, dacă mă întrebați pe mine, a trecut și perioada cu Halloween și eu sunt curioasă cu ce vești vine astăzi, Claudiu, pe la noi, ce se întâmplă în prima săptămână de noiembrie. Bine ai revenit, Claudiu, ce vești? Bine te-am găsit, Andreea, astăzi vom vorbi despre cărțile de tarot care corespund fiecărui semn zodiacal și vom mai vorbi și despre luna nouă din constelația Scorpionului care se formează joi și care vine, Andreea, cu niște tensiuni. Aoleu, așa de început de săptămână, început de lună, mai de bine lună, zis de lună. Că tu îmi vorbești deja despre joi, deci tensiuni. Treaba e bună. Ei, trec și astea. Cărți de tarot, așadar, sunt foarte curioasă despre ce este vorba și ce carte corespunde fiecare zodie în parte, așa că mă ajut tu cu lucrul ăsta. Da, Andreea, cele 12 semne ale zodiacului se pare că sunt foarte influențate de planete, de stele, de fazele lunii, de numerologie, dar și de tarot. Tarotul, Andreea, este o pseudoștiință până la urmă, fiind foarte vechi, se pare că vechimea se pierde în negura timpului, nu se știe cât de vechi ar fi, dar sunt voci care ar spune că ar fi peste 10.000 de ani vechime sau vechimea tarotului ar fi de peste 10.000 de ani. Și vom începe cu Zodia Berbec, căruia i-am atribuit cartea Împăratul, Andreea, și această carte semnifică autoritate, stabilitate, este cartea care îl influențează pe Berbec să iasă cumva în față și să își conștientizeze propriul destin, care are un destin al său și un drum foarte bine ancorat în viața lui. Pentru cei născuți în zodia Taurului, cartea care îi corespunde, avem aici Marele Preot, Andreea, care vine cu un mesaj foarte clar pentru Tauri și le spune că cumva a venit momentul să își evalueze foarte, foarte bine credințele sau mai bine spus sistemele de credință pentru a învăța cumva să-i ajute și pe ceilalți, pentru că dacă tu conștientizezi foarte bine care e problema la tine, cu siguranță îl poți ajuta și pe celălalt. Pentru Zodia Gemeni avem cartea Îndrăgostiții, Andreea, este o imagine în care apar doi îndrăgostiți. Asta pentru că gemenilor le stă foarte bine în pereche, se spune că ei funcționează foarte bine în doi. Pentru Zodia Rac, cartea aleasă este Carul. Știi că Racul este asociat cu casa. Racului, un rac foarte greu să știi că poți să scoți din casă, dar îi atribuim cartea Carul pentru că îl ajută pe rac să găsească un motiv cumva de a se aventura în lume, pentru că despre asta este vorba, despre aventura. Pentru cei născuți în zodia Leu am ales cartea Forței, care este un simbol, Andreea, care le amintește nativilor Leu că își pot atinge potențialul maxim dacă se bazează pe intuiție și pe mintea lor. Știi că sunt oameni care spun că nu le poți avea în viață pe toate. Fals! Poți avea, le poți avea pe toate, însă trebuie să ții cont de multe lucruri ca să le ai pe toate. Pentru cei născuți în zodia Fecioară, cartea aleasă este Eremitul. Este o carte a singurătății, Andreea, asta pentru că fecioarele au nevoie să se distanțeze puțin de exterior pentru a fi cu ele și pentru a înțelege foarte bine ce au de făcut. Pentru cei născuți în zodia Balanței, cartea reprezentativă este Justiția, care le amintește balanțelor că e bine să rămână în orice situație echidistante, pentru că așa poți să vezi adevărul, când nu ești foarte implicat. Pentru Scorpioni avem o carte mai sensibilă cu tema morții, cartea este Moartea, care este o carte, Andreea, care ne duce cu gândul la regenerare. Scorpionul are acul acela care ne duce cu gândul la o treabă sau la moarte, dar se pare că are și elemente de regenerare. Spre exemplu, se știe faptul că scorpionii au putere de regenerare emoțională.
emoțională foarte, foarte puternică, să spun așa. Pentru zodia săgetător, cartea aleasă este echilibrul. Asta pentru că voi, săgetătorii, Andreea, sunteți foarte expansivi și se spune că e bine să învățați arta răbdării. Răbdarea este o virtute. Se spune că Dumnezeu la început, Andreea, a pus răbdarea într-o piatră și a crăpat. După care a pus-o într-un om și a văzut că ține. Așadar, funcționează. Pentru Capricorni, o altă carte sensibilă este Cartea Diavolului. Este o carte care le amintește capricornilor că există o frână undeva. Zodia Capricorn este cam singura zodie care are abilitatea reală de a călca și pe cadavre, să spun așa, când au un scop. Și cartea aceasta le amintește că e bine să țină cont de niște reguli ale universului, reguli simple. Pentru cei născuți în zodia Vărsător avem cartea Steaua, care le reamintește vărsătorilor că prin credință pot trece orice fel de obstacol. Cumva vărsătorilor le place să trăiască independent și după propriile lor reguli. Iar pentru zodia Peștii, cartea aleasă este Luna, care este o carte, Andreea, a emoțiilor. Este o carte care le reamintește că e bine să-și folosească în orice scop intuiția. E o carte a intuiției. Vom discuta și despre o astrogramă unui telespectator fidel al emisiunii cu această ocazie. Eu vă amintesc că dacă doriți să vă auziți astrogramă în cadrul emisiunii de luni de Lifestyle din fiecare... de luni, fiecare săptămână, la ora 19, o puteți face trimițând un mesaj pe conturile de socializare deja bine știute, care să conțină numele, data de naștere, dar și locul, căci este foarte important. Acolo mai puteți adăuga și ora. Și cu siguranță Claudiu vine și vă dă câteva detalii foarte interesante despre ceea ce se arată acolo în astrograma voastră. Acum vom discuta despre astrograma unei telespectatoare fidele pe nume Sharon Meyer, sper să pronunță corect, dacă nu îmi cer scuze, născută pe data de 24 iulie 1972 din Sibiu. Ce ne spui despre telespectatoarea noastră, Claudiu? Doamna Meyer este născută în zodia Leului cu ascendent în săgetător. Vezi, dublu semn de foc. Oamenii ăștia, Andreea, au sunt ca flăcările, mai bine spus, au puterea asta interioară de a arde orice fel de energie negativă există în jurul lor. Sunt oameni care se enervează foarte ușor, dar la fel de ușor le și trec anumite emoții negative. Ca să învețe cumva să fie în armonie cu ea, e bine să practice meditația sau, uite, există o tehnică foarte frumoasă pentru stoparea gândurilor. Spre exemplu, te așezi frumos într-o poziție de relaxare pe scaun și pur și simplu, Andreea, timp de un minut, barezi orice fel de gând intră în mintea ta. Te gândești la nimic, efectiv la nimic, timp de un minut. E foarte greu. La început poți câteva secunde, după care ajungi la... Da. Ajungi la 3-4 minute fără să te gândești la nimic. Dacă reușești să ajungi la abilitatea de a nu te gândi la nimic, înseamnă că ai făcut curat în mintea ta și poți să oprești gândurile. Cele negative, că la ele ne referim. Bun, în casa personalității îl are pe Jupiter retrograd în Capricorn. Oamenii care au Jupiter în casa unii au stea în frunte, au norocul în frunte, însă în cazul doamnei Meyer este retrogradă planeta. Asta înseamnă, Andreea, că există niște datorii karmice din alte vieți, datorii financiare, dacă în viața aceasta are anumite pierderi, să se gândească că practic acele pierderi se duc undeva într-o bază de date a Universului, nu se pierd, se duc undeva, nu există să se piardă ceva, chiar dacă nu se pare că se pierd, în realitate se duc undeva. Are Luna în Capricorn, un alt element benefic pentru ea când vorbim de intuiție. Poate avea o intuiție dusă la extrem, dar uneori intuiția îi poate da și anumite semnale de alarmă. Oamenii cu Luna în Capricorn, să știi că sunt suflete vechi, suflete bătrâne. Există foarte multe elemente pe partea de sănătate și i-aș recomanda să aibă
grijă în sfera consumului de dulciuri, pentru că în Casa Sănătății există Venus. Am văzut cumva acest aspect la oamenii care au predispoziții spre diabet. Așadar, e bine să țină cont la excesul de grăsimi, de dulciuri și așa mai departe. Se pare că talismanul dumneaei ar fi pietrele de rubin montate în aur, purtate la urechi ca cercei. Sunt pietre care au puterea să o ajute să depășească orice obstacol întâlnește pe parte sufletească sau pe parte spirituală. Protectorul ei ar fi Fecioara Maria, deci rugăciunile la Fecioara Maria ar fi ascultate. Casa căsătoriei pare destul de karmic aspectată, există acolo pedeapsa în viață. De obicei, oamenii cu pedeapsa în viață în Casa căsătoriei, Andreea, trec prin divorțuri sau au căsătorii în care nu se simt foarte bine. E bine să facă, să mediteze mult pe sfera asta căsătoriei, pentru că pare destul de sensibilă zona. Încă de săptămâna trecută, Claudiu ne povestește și despre talismanul săptămânii, ne împărtășește care este acesta și ce putem face în acest sens, așa că eu sunt pregătită să aud care este talismanul săptămânii acesteia. Ce ne spui, Claudiu, ce avem? Talismanul săptămânii, Andreea, este fulgul sau pana. Știi că uneori se întâmplă să găsim la fereastră un fulg de la anumite păsări sau pe jos. Înainte să urcăm în mașină, dacă fulgul de pe jos este foarte curat și este alb și pufos, înseamnă că este un mesaj din partea asta angelică, să zic așa. E bine să-l păstrăm în buzunar și să ne gândim că vom avea o săptămână ușoară ca fulgul. Deci dacă săptămâna aceasta găsim un fulg sau o pană curată pe jos sau la oriunde, e bine să o păstrăm în buzunar timp de 7 zile, pentru că ne va ajuta să avem o săptămână ușoară atunci când trecem prin tot felul de dificultăți. Știi că la noi, în tradiția popular românească, se spunea că pana de gâscă e bine să o purtăm la noi împotriva invidiei. Pentru că se și descânta și se spunea cum nu se lipește apa de pana de gâscă, așa să nu se lipească invidia de mine. Sunt tradiții care mie îmi plac foarte mult și uite că mai sunt oameni care încă le practică. Eu am o curiozitate și dacă nu găsesc pana, pot să smotocesc așa un animalus, ceva? Nu știu ce să zic, dar nu cred. În regulă. E, atunci noi smotocim, dacă smotocim, dacă găsim, găsim, dacă nu găsim, aia e, s-a dus și cu talismanul nostru de săptămâna aceasta. Sperăm ca talismanul de săptămâna care vine să ne poată ieși în cale sau să-l putem cumva face noi. Sau pana de păun, Andreea, pentru că voi femeile aveți aici de unde alege, există bijuterii. Uh-huh. Care au pene de păun, corect, e bine corect. Să ai și tu exact. Obiecte pentru casă care au... Exact, nu e întâmplător, se pare că au o valoare energetico-spirituală. Uite, încă un pont. Asta e, da. Asta e drăguță cu pana de azi. Deci, uite, hai că sunt variante de multiple. Tot felul, da. Așa că vom găsi și pentru săptămâna aceasta un talisman potrivit care să ne ferească. Hai să vedem, Claudiu, ce aspecte interesante avem săptămâna asta pe cer. Lună nouă în Scorpion, pe 4 noiembrie, la ora 23:15. Este o lună nouă în Scorpion, destul de prost aspectată, Andreea. Se pare că de acum, din noiembrie, intrăm într-o perioadă de schimbări majore, a zice eu. Se scutură un pic lumea în noiembrie și decembrie. Se scutură lumea politică, se scutură lumea financiară și vor apărea tot felul de conflicte ce țin de anumite țări. Știri și așa mai departe vom auzi începând din 4 noiembrie. Luna nouă din Scorpion este destul de prost aspectată, în sensul că ar face foarte multe quadraturi. Quadratura este cel mai prost aspect astrologic, înseamnă obstacole mari, înseamnă situații limită, situații de graniță. Deci se pare că noiembrie și decembrie, Andreea, sunt două luni extraordinar de sensibile când vorbim de oameni, societate, conflicte, dar și uite, situația asta pandemică care merge din rău în mai rău, oamenii mor tot mai mult
se pare că luna nouă în Scorpion nu ajută de data aceasta, ci e posibil chiar să amplifice tot felul de evenimente care vor urma. Uf, la asta nu mă așteptam, totuși speram la o gură. Avem vești bune pentru zodii, așa, pentru fiecare în parte avem și câteva vești bune, dar la nivel colectiv, Andreea, nu prea avem ce să spunem de bine. Bun, atunci trecem și la horoscopul pentru fiecare zodie în parte, în speranța că vom auzi și lucruri de bine. Și începem cu Berbecul. Da, Berbecul este foarte bine aspectat. El va fi într-o casă a studiilor la lună nouă, va fi într-o casă a călătoriilor și într-o casă a lui Dumnezeu. Asta înseamnă că este destul de ajutat să-și împlinească anumite dorințe pe următoarele două săptămâni. Parcă sănătatea se regenerează, e bine să facă o cură cu foarte multă apă săptămâna aceasta și să facă foarte mult sport. Berbecul este excelent aspectat mai pe toate zonele. Da. Taur. Taurul nu prea e bine aspectat, Andrei, are foarte multe quadraturi. Planeta Uranus din zodia Taur va face o opoziție cu luna nouă din Scorpion. Asta înseamnă că taurii vor avea ceva obstacole când vine vorba de zona profesională. Cumva luna nouă în Scorpion îi găsește în casa profesiei. Ceva dificultăți vor fi chiar și cu șefii sau cu tatăl celor născuți în zodia Taurului, însă de săptămâna viitoare lucrurile parcă se limpezesc. Taurul va căpăta mai multă protecție când vine vorba de drumul profesional. Gemeni. Gemenii sunt bine aspectați pe parte profesională, au destinul asupra lor tot într-o casă a muncii. Asta înseamnă că urmează o perioadă în care vor curge ofertele, însă e bine să țină cont de intuiția lor, pentru că se află Lilith în Gemeni și Lilith în Gemeni este asociată cu iluziile, vânzătorii de iluzii. Dacă sunt gemeni care nu sunt siguri că jobul acela ar fi cel mai potrivit pentru ei, e bine să se gândească și să răstoarne situația pe toate părțile, pentru că soluția bună se va găsi prin cântărirea situației până la urmă. Rac. Racul este bine aspectat, este într-o casă a protectorilor, este într-o casă a viitorului. Racii își fac planuri de viitor, planuri care funcționează. Se pare că se întorc prietenii vechi în viața racilor. Pe următoarele două săptămâni se pare că tot ce va fi în viața racilor o să fie pe zona de prietenie și relații cu oamenii, cu societatea. Dacă sunt rași care vor să facă un pas în față pe zona aceasta ce ține de public, e bine să o facă după luna nouă din Scorpion, pentru că atunci șansele sunt un pic mai mari. Leu. Leul este destul de stresat, Andreea, este într-o casă a 12-a, este casa grelor încercări, are într-adevăr norocul divin asupra lui, dar totuși parcă n-ar fi de ajuns. Urmează o perioadă în care deciziile trebuie scântărite pe toate părțile, depresiile s-ar putea să înflorească un pic, dar există și vești bune pentru leii care se agață un pic de partea asta spirituală și mai respiră de acolo câte o gură de aer. Deci atenție pentru lei, pentru că urmează perioade destul de stresante pentru ei. Fecioară. Fecioara este bine aspectată pe zona financiară, le vor ieși planuri la care nici măcar nu se gândesc. Fecioarele sunt lăsate de o parte de astele negative sau de elemente negative din hartă. Ele se concentrează pe zona aceasta de bani și pe zona de talente. Dacă sunt fecioare care vor să își descopere noi abilități sau talente, cam acum ar fi momentul ideal pentru a face acest lucru. Balanță.
E, uite, balanța este mai puțin benefic aspectată pe zona aceasta de călătorii. E bine să țină cont că e bine să facă călătorii scurte, mai puțin călătorii lungi. Există un mercur în grada naretic în constelația balanței. Asta înseamnă că multe balanțe au anumite obligații ce țin de drumuri. Dacă drumurile sunt scurte, e bine să le facă. Pentru balanțele ce au drumuri lungi de făcut, e bine să măsoare foarte bine variantele, pentru că apar aici foarte multe elemente ce țin de stres când vine vorba de călătorii lungi. Scorpion. Scorpionul ar fi vedeta acestei perioade, pentru că luna nouă se află în constelația Scorpionului. Marte a intrat în Scorpion, Scorpionul se simte foarte bine, se simte ca peștele în apă, are resurse, însă e bine să aibă puțină răbdare, pentru că spre sfârșitul săptămânii vin evenimente fericite ce țin de familie. Mulți scorpioni perioada aceasta vor simți nevoia să fie orientați mai mult pe partea aceasta sufletească. Luna nouă îi găsește în casa sufletului sau în casa casei. Poate e bine să facă și o curățare energetică, așa cum îndemn în fiecare emisiune, pentru că va aduce un aport de energie pozitivă. Săgetător. E bine, pentru voi, Andreea, lucrurile sunt foarte clare. Există Venus în grada naretic, acolo, care face un stelium foarte, foarte interesant cu planeta Mercur. Asta înseamnă că norocul va ieși la suprafață pe foarte multe planuri. Dacă există săgetători singuri, este bine să se gândească la parteneri, pentru că lucrurile se vor contura foarte bine în următoarele două săptămâni, când vine vorba de iubire. Și zona financiară pare destul de bine aspectată pentru cei care au un pic de curaj, Andreea. Capricorn. Capricornul este bine aspectat când vine vorba de noroc, însă zona sănătății pare se că o să le dea ceva bătăi de cap. Atenție mare pe partea osoasă și pe partea ce ține de dureri de cap, nevralgii, tot felul de stări emoționale proaste. Capricornul este într-o perioadă bună dacă alege să construiască ceva solid în carieră. Zona sentimentală pare și ea un pic sensibilă, dar sfârșitul săptămânii vine cu mici surprize pentru ei. Vărsător. Vărsătorii sunt și ei destul de sensibili aspectați pe zona de sănătate. E bine să știe că a venit timpul să facă o pauză, poate o cură de detoxifiere. Știi, Andreea, cea mai bună perioadă pentru detox este toamna și primăvara, pentru că atunci organismul se pare că se regenerează. Le recomandăm vărsătorilor să facă o cură pe parte de sănătate sau chiar un detox, pentru că vor avea foarte multă energie bună după această terapie. Zona sentimentală pare cu provocări, dar vineri și sâmbătă lucrurile se limpezesc și la ei. Pești. Peștii sunt destul de bine aspectați în zona partenerilor de afaceri. Dacă sunt pești care se pot asocia, e bine ca săptămâna aceasta să facă câteva înțelegeri. Banii vor veni de acolo de unde nu se așteaptă. Există pești care vor primi începând de săptămâna aceasta, poate chiar și banii nemunciți, însă banii nemunciți este o întreagă discuție, Andreea, pentru că când vin banii foarte ușor, e bine să fim și noi generoși, pentru că universul îți oferă și tu, ca să ai parte. Dar din dai se face rai. Așa este, Andreea, dar din dar se face rai, mare vorbă. Le mai recomand peștilor să urmeze cursuri pe bază spirituală, pentru că vor fi favorizați de destin în zona aceasta pentru a cunoaște noi elemente pe parte de spiritualitate.
Îți mulțumim foarte tare, Claudiu, dragii mei, eu v-aș sfătui să ne bucurăm de toate aceste lucruri așa cum vin ele, mai bune, mai puțin bune, și v-aș aminti că astrele predispun și doar omul dispune. Zic să aveți grijă de voi, căci noi ne vedem și mâine cu o nouă ediție de Lifestyle. În continuare urmăriți știrile Doto TV, eu vă pup și nu uitați să zâmbiți!